Ce îi dorești celui mai mare dușman al tău? Să fie pedepsit? Să piardă, să se schimbe? Sau să moară? Vreau să mă omor pe mine? Nu, doar lasă-le să plece! Omor-me! Nu! Alege, Petru! Hai, Petru! Te-ai decis! Da, eu mor. Nu! E foarte nobil, dar răspunsul tău nu mă satisface. Îmi pare rău, nu ăștia sunt termenii și condițiile. Fie alegi pe una dintre ele, fie muriți toți trei. Îți dau ce vrei tu. Ce vrei tu. Doar lasă-le să plece. Asta vreau. Vreau să trăiești și să suferi. Să alegi și să suferi. Hai, timpul trece și mă plictisesc. Mulțumesc. Nu ai de ce. Orice s-ar întâmpla, nu doresc rău nimănui. De ce lucrezi pentru Gianni? Pentru a te ajuta pe tine. Stai liniștit. Nu are legătură cu ce a fost între noi. Ci cu faptul că am fost un mai prieten. Și nu aș vrea să pierdem asta. Nici eu. Țin la tine ca la un prieten. Și îmi pare rău pentru tot. Poate că n-ar fi trebuit să amestecăm lucrurile. În sfârșit, ai și tu dreptate. Ce cauți tu aici? Mamă. Alo, da. Veni să-l ajute. Cum n-ai... Da, vină. Da. Ce s-a întâmplat? Probleme cu Tavi. Trebuie să plec. Îți mulțumim. Da, îți mulțumim. Petru a sunat? Nu! Așteptarea asta e îngrozitoare. Da, și mie. Eu nu mai pot stau așa. Ce faci? Unde te duci? O să mă duc acolo, poate pot să ajut. Andy, ai grijă. Îl trece și eu mă plictisesc. Omoră-o pe mine! Nu, Alice! Alice, Petru! Petru, lege pe Alice. Da. Nu o să mă omoare. Da. Da, lege pe Alice și o să-i spun. Singura soluție să mă... O alege pe Alice! Lia! O alege pe Alice! Ai auzit? Da, te-am auzit, am căști. Vreau să-l aud pe el însă. Mai ai 10 secunde. Ia zi, Petru. Alege sau le împuși pe amândouă! Tu la urmă mă alegi pe mine! Aceasta e decizia ta finală? Ți-am zis să mă omor pe mine! Nu! Alege-o pe Alice! Omoară-mă pe mine! Alege-o pe Alice! Îmi pare rău. Atunci presupun că o să muriți toți trei. Ți-am zis nu! Nu! Pe mine nu o să mă omori. Mai nu zău. De ce? Sunt fiica ta. Sânge din sângele tău. Poftim, ce ai zis? Mama mea, Elena, era Bona Carly. Tu ești... Lia?
Lia, hai să... Tu ești cel care l-a pus pe Laur să mă moare. Ce vrei? O informație. De ce, dacă e liberă să fie oriunde, e tocmai aici? De că sunteți așa bune prietene. Nu avea unde să se ducă. Te zici că ești altcineva în poza asta? Da, dansa de mică. Da. Bunica mea a făcut și ea balet, Sofia. Și că era bună. A avut și niște spectacole pe la Paris. De ce este relația ta cu Lia atât de importantă? Suntem prieteni. De când? De puțin timp. Dar parcă ne știm de viață. E un sentiment bizar. Și când aduce aminte de cineva? Știu că ești speriat și stresat, dar Carla o să fie bine. Rusule, stai în stand-by. Fica Elena. Ce se întâmplă aici? Nu aveți voie să intrați. Nadia! Nadia, ce se întâmplă? Nu mai zbiera, mă, băiatule, ce cauți aici? Numai tu mai lipseai. E ok, mersi. Ce cauți aici? Și ce vrei, să stau acasă degeaba? Andy, nu ai ce să cauți aici! Zici ce se întâmplă odată! Se întâmplă că Petru e în clădire, a intrat singur fără să ne aștepte și că am chemat forțele speciale ca să descindă, ești mulțumit? Ok, și noi ce facem? Care noi? Tu stai și aștepți! Noi! Uite-te în ochii mei. Uite-te în ochii mei și jură că e adevărat. Ce, nu se mâncuia deloc? Și trebuie să recunoști că am ceva și din tine. Oricât aș nega asta, semăn și cu tine. Da, eu... Petru! Păi Petru, ai grijă! Ridică-te! L-omor! Ori plecăm toți vii de aici, ori niciunul. Mami? Da, puiule. Florile sunt pentru ea. Să nu plângi. Ce ai, dragă, de plânge așa? Doar n-am murit. Doar era să mor. Cum să mor? Iof, nu, e o glumă. Mama face glume. Astea sunt pentru mine? Da. Bun, mi-a zis că ai fost bănată. Ce vrei să mănânci? Orice. Dar înainte aș vrea să fac un duș. Vrei să te ajut? Cred că mă descurc și singură. Bine. Ți-am zis că o să fie bine. Da, pare bine. Doamne, m-am rugat în fiecare clip. Da, știu, da.
încearcă să nu plângi în față. Plâng? Adică... Unde plâng eu? Unde plâng? O, zic așa, știi? Să nu te vadă că plângi. Nu. Auzi, dar... Petru? Nu că m-aș fi așteptat să vină după mine la spital sau să-i pese, dar... Unde e? Nu. La... Rica, la mormântare. Cine e Rica? Cineva de la circuit. Ah, ok. Mă gândeam că la tata a trecut atât de repede și... a fost foarte puțină lume, câțiva vecini. La mama a fost multă lume, în schimb. Dar aproape că nici n-am apucat să-mi iau la revedere, că se îmbulzeau toți. Hai să vorbim despre altceva. Da, hai să... despre ce? De orice. Nu știu. Ce face, Robi? E acasă. Așteaptă pe Alice, dacă nu fi venit deja. O să ceri custodie totală? Nici nu știu ce să fac, sincer. Nu știu dacă mai merită asta după ce a pățit ce a pățit. Poate s-a schimbat. Crezi tu? Nu știu, măcar dai timp. Oricum are nevoie de voi acum. Ce? Mi se pare incredibil că tu încă ești bună cu ea după câte ți-a făcut. Nu e vorba de asta. Poate merită încă o șansă. La Gianni mai merită o șansă? Nu. Nu, niciodată. Vezi cu ea. Sigur, normal. Să mergem. Bună. Ia uite cine a venit. Bună, Anastasia. Ți-a rezolvat problema de familie? Da, băiatul meu e din nou cu soția lui. Ah. Dar ce pățise? A fost răpită de niște mafioți, și ea și fosta lui soție. Mișto. Mm-hmm. Și asta e familia pe care vrei să o cunosc. Era de o șansă. Nu, mulțumesc. Am destule probleme cu legea și chiar nu am nevoie și de familia ta de criminali. Dar nu sunt criminali, sunt niște oameni buni. O să vezi și tu dacă îi cunoști. Eu înțeleg că vrei să mori cu inima împăcată, dar... înțelege că nu o să scoți nimic de la mine, îți pierzi timpul degeaba. Eu înțeleg că pe mine nu mă place, dar ei pot să fie familia ta. De ce ești așa de încăpățânat? Nu sunt încăpățânată. Hai, nu te mai preface aici, că nu mă impresionezi. Nu pot să rezi. Sper că te prefaci. Nu pot să rezi.
Mădălin, dă-mi niște apă, repede. Ce-mi faci tu, mă? Bună ziua, am nevoie de o salvare. Da, urgent. Nu-i tocmai bine, dar... O să vină să vorbim. Bun, eu plec. Te duci iar la Alice? Da. Îmi fac griji pentru ea. Răzvan, de când ai ieșit din spital, fata asta nu te-a băgat în seamă. Nu înțeleg ce vrei. Mă gândesc că acum, dacă s-au împăcat Petru cu Lia... Sperai să îți dau o șansă sau ce? Poate. Dar n-ai spus tu că nu vrei să mai ai nimic de a face cu ea? Da, așa ziceam. Credeam că pot, dar se pare că m-am înșelat. Tu ai o obsesie pentru Alice, exact așa cum Maria pentru Petru, jur. Și poate de-aia ne potrivim atât de mult. Eu sper că nu. Tu n-ai face nimic din ce a făcut Alice. Nu știu. Când iubești, vezi lucrurile altfel. Bună ziua! Cu domnul avocat Georgescu, vă rog. Da, băi, am sunat ieri, mi-a spus să revin astăzi, am revenit astăzi în legătură cu Apetrei. Marius Apetrei, da. Ok, nicio problemă, revin. Ok, am înțeles. Bine, la revedere, mulțumesc. Mi capitan! Te-ai lovit? Ce vrei? Sunt nervoasă. Ce nu înțelegi? Sunt nervoasă. E al cincilea avocat la care sunt și nu vrea să se bage. Eu nu înțeleg de ce te agiți așa, că e nevinovat. Așa, e... Are avocat. Ce avocat, mă? Din oficiu? Din oficiu? Ăla nu o să-și dea interesul să-l scoată de acolo. Nu o să-și dea interesul, dar e mai că e nevinovat. Așa, și câți nevinovați n-au înfundă pușcăria? Deci tu n-ai încredere în justiție deloc. Corect? Ce vrei? Zi-mi și mie ce vrei, Tica. Am venit să stau cu tine. Am înțeles, suport moral, n-am nevoie, hai, pleacă. Nu plec nicăieri, stau cu tine. Lasă-mă în pace. Stau cu tine, înțelegi? Cară-te! Nu plec nicăieri! Dai, cară-te! Lasă-mă în pace! Gabi, știu că ești acolo. Uite, ți-am adus ceva bun de mâncare și niște haine curate. Ți-ai soare? Da. Super. Și mi-am promis că nu zice nimic la nimeni. Lasă că e mai bine așa. Uite, ia astea. Mersi. Hai că astea îmi rezolvă toate problemele acum. Gabi, cred că ar trebui să faci un duș. Știu. Și nu vrei să vorbesc cu Sorin? Să te duci să faci la ei? Crezi că mă lasă? Păi, nu știu, dar măcar întreb, nu? Tu vorbește, dar spun eu. Nu mă lasă. Ține cu Dana. Pentru că toată lumea ține cu Dana. Aoleu, Gabi, nu e vorba de niciun război între tine și Dana. Ești din vina ta în situația asta. Iartă-mă. Mersi mult. Da, chiar uitasem. Pavel, ai mai încercat să vorbești? Nu cred că vrea să mă vadă. Gabi, ce cauți aici? Ha? Ți-am zis că nu mai e ce să cauți aici. Hai! Pavel! Pavel, cum să te porți așa? Tu ajuți? N-are unde să meargă. Asta nu e problema mea, să se ducă la ăla cu care era însărcinată. Pavel! Ema, nu te băga! Ok, lasă.
să plec. O să plec. Nu cred că e corect cum procedezi. Nu mă interesează părerea ta. Ok. Mai bine nu o convingeam să zic adevărul. Tu ai știut? Da, am știut și m-am gândit că o să fii puțin mai drăguț cu ea. Mai înțelegător. Da. Că așa sunt eu mai prost. Să fii înțelegător nu e o slăbiciune. Mulțumesc că nu m-ai dat de gol. Tată, n-ai cum să fii aici, te caută poliția. Știu, dar vreau să discutăm ceva înainte. Uite-ți ce eu. Mersi. De cât timp știi, Delia? De când era în spital. Avea nevoie de transplant și când am aflat ce grupă de sânge are, mi-am dat seama. Nu e ca și când grupa noastră de sânge e atât de des întâlnită. De atunci știi? M-aș fi bucurat dacă mi-ai fi spus. N-aveam cum să-ți spun. Cum să spun? Că n-ai fi fost de acord cu ce-am făcut. Ce ai făcut? Eu i-am donat rinichiul. Avea nevoie de transplant după ce ai împușcat-o. Și tu ai donat rinichiul tău? Este un lucru foarte onorabil. Și sunt mândru de tine. Vezi ce înseamnă dragostea de familie, dragostea de soră? Mă rog, nu știu dacă era neapărat dragoste, dar nu putem să o lasă moară. Și m-am simțit vinovată pentru că din cauza ta a ajuns în situația asta. De ce nu mi-ai spus? Îi donam eu rinichiul. Ai și făcut asta? Da! Tu ce fel de monstru mă crezi? Nu știi că fac orice pentru familia mea? Chiar vrei să o cunoști? Da. E fata mea. Am două fete. Și pe tine vreau să te cunosc. Da. Petru e cel mai mare dușman al tău. Și... Acum... Foarte ciudat cât de irelevant a devenit personajul ăsta. Stai liniștită, nu-i fac nimic. Avem alte priorități. Tată! Nu vine să cred. Ai bravo, Găbiți. Bravo. Te-ai întors de unde ai plecat. Hai. Ia. Bă, m-ai și speriat. Ce faci, soră, aici? Uite, n-am unde să stau, dar tu ce cauți aici? Păi aici stau eu. Ma, da? Abia am reușit să scap de Gianni. Aici nu mă găsește nici dracu. Super minunat. O să-ți țin și eu companie. Tu înapoi aici? Da. Până mă primește Pavel înapoi. Ha. Și dacă nu? Ce și dacă nu? O să fac orice ca să mă ierte, potoliște. De ce ai făcut? A aflat de avort. Mulțumit? Acum nu mai e cu ce să mă șantajez. Ia uite. Las că găsesc eu altceva. Ia vezi. Nu că glumeam, ci știi ce serios. Bine ai revenit în Mahala? A? Da, locul tău mi-a schimbat pantofii. Să nu mi stric pe aici, știi? Cred că costă o avere, nu? Da, costă. N-ar fi mai bine să-i vindem? Hai să nu îndrăznești. Hai, treci în casă, care arde? Gata și... Bă, dar ce curat nu știi, mă, și tu să faci? Las că faci tu! Mamă, ce pute aici!
Bine ai venit! Mă gândeam că dacă ai de muncă, o să-ți fie mai ușor. Da, da, clar. Și eu m-am gândit și... aș vrea să uit tot, dar nu știu dacă pot. Păi, uite. Ai mai multe oferte. Te uiți și poate te tentează ceva. A, și Lia, te rog mult. Poate m-a ajuns cu vărul tău. Vreau să-l trimit la un casting și eu cred că e foarte potrivit. Dar nu prea vrea să meargă. Cred că nu mai are încredere. Îl convingi tu? Da, da, mă ocup eu de Sorin. Bine, mulțumesc. Și dacă vrei să vorbim de Gianni, sunt aici. Vreau să știu un lucru. Cum ai putut să fii cu el? Să-l iubești? Scuză-mă puțin. Da. A, da, bine, cobor imediat. Uh-huh. Scuză-mă, e un curier, nu găsește intrarea, dar vin repede. Da, sigur. Chiar vreau să aflu ce prea fata aia tratat. Salut. Sia este? Trebuie să mă aștepți puțin, o să ajung și emiat. Da. Ce căutați aici? Ce căutați aici? Vreau să o cunosc pe fata aia, deși a bătut joc de tine. Uite, astea sunt de la Răzvan. Poți să le arunci. Da, trebuia să mă gândesc, poți să spui asta. Deși florile n-au nicio vină. Cum ești, mamă? În ce dispoziție? Că nu-mi dau seama. Ok. Bun. Asta înseamnă că ți-a folosit întâlnirea cu terapeutul? Surprinzător, da. Oh. Am realizat niște chestii importante. Ce? Mi-a spus că iubirea se dovedește prin fapte și prin gesturi. Uh-huh. Și faptul că Petru nu a putut să aleagă între mine și Lia îmi demonstrează că el mă iubește. Cum? Stai, cum? Petru mă iubește pe mine. Nu înțeleg cine a umblat la conturi. Eu totuși cred că e Gianni, doar el ar fi putut să facă asta. Eu am umblat la conturi. Ce? Da. Eu n-am plătit ratele. Am vrut ca banca să scoată casa la licitație. Ceva. Da, și eu cred că am găsit ceva.